Noi invităm pe Nadin, vorbim cu ea despre un lucru extrem de interesant, dependența. Despre ce este vorba, dacă reușim să depășim această dependență sau doar avem impresia, aflăm de la Nadin care și-a trecut prin niște lucruri extrem de uh, dificile, dar despre toate aceste lucruri mai bine ne povestește chiar ea, Nadin. Nadin ce mă bucur să te văd! Și eu! Ce faci? Fericită că... Tu mă vrei o dată pe an musai. Eu Orice -ar aș fi încerca lunară, Nadină, an... <laughs> dacă se poate. Câteva Pentru minute. Că știi, dar știi că nu ești foarte dragă. Mulțumesc, rog, sunt recunoscătoare Colega mea de la, de la televiziunea română nu? Ai... Îți mulțumesc că menționezi da. asta Știi că eu n-aș fi făcut-o Da, dar nu mi se pare nimic anormal nu? Ești generos cu mine, mulțumesc da, Tu ești o fată senzațională și, uh, și tu ai emisiunea ta Iar acum tu ești în emisiunea noastră aici Sunt o fată către tanti da, ești tanti Către tanti sigur, fac 43 luna viitoare Așa că mai mult tanti decât fată Mă bucur că astăzi vă povestim despre povestea asta Cu dependență și că vrei da. să vorbești Pentru că poate fi un semnal de alarmă pentru foarte mulți Care se uită la noi Mie îmi pare rău pentru burtieră, oameni buni Asta cu dramele În viață noi nu suntem victime A, Istoricul meu Pare dramatic, dar Real Eu am manifestat un destin, atâta tot uh -huh. Noi nu suntem victimele situațiilor noastre de viață, indiferent cât de dificile ele sunt. Pentru că atunci ne culcăm pe ureche și spunem, a, am a pedepsit Dumnezeu, ce sol, și atunci dăm și mie, sau de ce nu mă ajut și pe mine. Noi Putem pica în picioare din absolut orice situație de viață. Suntem pe care echipați, tu -ai făcut da. Și încă o dată le spuneam și celor de acasă, de fiecare dată când veneai, felicitări că te-ai apucat să termini școala da. la câți ani. Sunt a 12-a. E clasa a 12-a oameni buni. Fac e. a doua oară liceul, este relevant de menționat. Și că... o să dea bacul și se duce la școală, Are Gheosdan, e conștiincioasă. Și mi se pare foarte tare mesajul ăsta, Sine. știi? Hei, chiar dacă eu mă vedeți la televizor și sunteți detă, eu uite, dacă n-am făcut când trebuia, fac acum. Pentru că în orice moment din viață putem prepara o, o legătură ruptă. În orice moment din viață putem vindeca ceva ce nu ce alții poate n-au putut face. Uh, și e bine să de... nu rămână nevindecat. Absolut. Spune, la 15 ani uh, ai devenit fumătoare. Și fumătoare și băutoare. Beai uh, alcool, tărie? Da, în societatea ani? noastră. Da, din păcate nu ne miră la istoricul Nu cu țigările da? și mai târziu cu alcoolul, dar în același timp anturajul sau cum? Anturajul Asta era uh, Și moda și era exact, eram cool Eram la modă dacă beam gin tonic Pentru că schimba culoarea la lumină uh -huh. Și cum în societatea noastră nu se vorbeau Copiii nu erau feriți Pentru că eram un copil la 15 ani Nu aveai reclame la televizor Și nu aveai vreun barman care să-ți dea peste mână să spună tu ce cauți în bar Nu te oprea nimeni la intrarea în bar Și puteai intra, puteai să-ți cumperi Eu câștigam deja bani pentru că Eu cântam și aveam turnee în toată țara Și îmi plăcea că își schimba gin tonicul Culoarea la lumină uh -huh. Și la 15 și... ani erai uh, înrăită? Da, nu știu ce înseamnă răi Adică mai un pachet aia... de țigări așa pe zi? Probabil că da, dar sigur fumam și aveam musai țigări la mine. Și cu alcoolul? Și cu alcoolul la fel. Adică nu era zi fără să nu bei ceva? Uh, gradual am început să beau din ce în ce mai mult, tot din cauza de anturaj. Ce Pent... înseamnă deam cât mai mult? Că poate oamenii se gândesc că gustai și tu puțin așa, să-ți faci poftele, nu? Aș zice că beau ca cât beau România acum, în mod normal, așa sticla de vin pe zi. La 15 ani? Nu la 15 ani. Mult mai târziu a venit cu stilet. La început era cu 5-6 ginuri pe seară, știi? Păi e ceva la 15 ani, 5-6 ginuri pe enorm. seară. Este enorm. Dând timpul înapoi, cu mintea de acum, într-adevăr sunt îngrozită. Și apoi ai ajuns să consumi din ce în ce mai mult? Te îmbătai? Cred că ajungi la un moment dat de bea atât de mult încât nu mai, nu mai ajungi la starea aia de beție. Nu i-am salutat pe oameni. De... bună ziua, vă aud șușotind, îmi cer mii de scuze că nu v-am salutat. Bune Lăsați paharele de gin jos. Trăim într-o societate în care, în continuare, eram uh, în, uh, în centrul vechi și un copil și-a luat un whisky. Și am făcut scandal ospătarului, care mai avea puțin să mă bată, și am spus că nu are voie să dea alcool minorilor. copilului și să -i minorilor și să-i ceară buletinul. Copilul nu avea buletin. Ceea ce era și legea. Era îmbrăcat foarte scump, se vedea că vine dintr-o familie bună. Și m-am dus la copil și i-am smuls paharul din mână. Și ne-am certat și l-am dat afară din bar și m-am dus la management și am zis de ce nu vă Te sesizați? Mi-ar fi și să facă și cu tine da, cineva același da, lucru când tu aveai 15 da, ani. Da, mi-ar fi plăcut să dea cineva peste mână și să spună nu fuma copilule. Ești mm. un copil. Da, sunt convins că dacă îți spunea cineva, tot nu ține cont, pentru că ți se părea că așa poți să socializezi. Eu cred că atunci ar fi plantat niște semințe în mentalul meu că poate alta este calea, că Bun. poate altfel. Și deci, țigări, alcool, da. Și, și atât și, uh, și slavă Domnului și atât Și nu puteai să trăiești fără alcool? Păi pentru nu mi-am dorit niciodată să trăiesc fără alcool Neconștientizând că este o problemă Însă când am vrut să nu mai am alcool în sistem Am realizat că este o problemă Pentru că nu puteam să stau fără alcool Îți era greu? Mi-era foarte greu Aveam un copil deja, pe noua Și abia așteptam să-l bag la culcare Ca să-mi pun un pahar de vin Și într-adevăr era doar un pahar de vin Dar musai trebuia să fie și când am vrut să nu mai am un pahar de vin, mi-am dat seama că nu se poate fără un pahar de vin. Și? Și am renunțat cu totul. Și la vin și la țigări. țigări. Tocmai pentru că voiam să fiu un om care să trăiască în realitate cu emoțiile, pentru că de fapt atunci când bem ne anesteziem trupul și mintea. Atunci când bem și fumăm ne detașăm de realitate. Era o realitate în care nu puteam fi, se pare. Și am ce-ar fi dacă învăț să stau în realitate. Era asta? când alcool? Cum? Era alt om când bea alcool? Da. Fe un, un om fericit. <laughs> da, vroiai... Eram era... <laughs> foarte fericit și tot era posibil, din păcate. Da, erau oameni, auzeai care ceau, mamă, uite și pe Nadine, ce bețivă e. Nu. nu, nu. Pentru că la un moment dat, știi, dacă vedeai o fată, bea două, trei pahare, nu mai vorba se ducea imediat. Nu, probabil, așa. probabil că ei vorbeau. N-am habar, na, deci, cum ai renunțat brusc și la alcool și la țigări? Ți-ai zis gata și ai reușit să-ți fie gata? Mi-am uh, uh, am, mi -am mi schimbat toate circuitele din creier uh, cu autosugestia. Că există. Așa. Eu știam că sunt manipulată din afara mea. Cumpără, ți-ar sta bine cu țigară, ia uite ce bun este, ce bună e băutura asta, toate reclamele alea. Și am gândit logic, bă, dacă ăștia mă manipulează pe mine să consum pentru că mă asociază cu o stare de bine, n-aș putea eu singură să mă manipulez pe mine, să mă auto și să schimb circuitele și să nu mai îmi Și mi-a ieșit, am decis acum trei ani de azi înainte nu mai beau, nu mai fumez, am schimbat toată mobila în casă, acolo unde fumam și unde ca să nu mai ai locurile respective, ca care să nu mai am nicio, exact nicio conexiune la nivel de Pavlovian, știi? Uh -huh. Să nu mai am nicio conexiune cu masa mea, cu geamul meu, cu tot. Și de fiecare dată când îmi venea să fumez, intram pe uh, jocuri electronice. Uh -huh. O altă pasiune de a mea, dar pe care o tolerez pentru că nu distruge viața așa cum o făcea alcoolul și țigara. Și alcoolul și țigara distruge viața și asta vorbesteam și cu doctorul Mihail de-a lungul emisiunilor când venea la noi și ne spunea extrem cât de nocive sunt toate acestea. Și elevii. mi se pare groaznic că aș cre îmi creșteam copilul fumând, făcând în el din asta o normalitate. Mai de față cu el. Păi unde să fumez? mă duc pe câmpii? Nu, și mă gândeam că el și, și, pe balcon. Și sau... faptul că mă duceam pe terasă sau așa, dar sunt țigările, e un comportament, mirosă țigară. După îi citeam poveste seara copilului și eu mirosind a țigară și alcool uneori. Și mi s-a părut nedrept pentru el să-i dau un astfel de start în viață. Nu judec pe nimeni, pentru că eu la, a fost o loterie ca mie să-mi iasă cu lăsatul de fumat și... Mă rog, nu loterie, că știi că pun ceva în minte și... Mm. Nu mă las la îndemâna drogurilor, țigărilor și așa mai departe. Lupt. Dar mi s-a părut nedrept pentru noua. Și acum sunt fericită că el nu știe despre mine că am fost o fumătoare pentru că a uitat, s-a pierdut din... Da, știi că doctorul Mihail, că tot a la mutat astăzi întrerup, la emisiune, uh, zicea că este trei tipuri de fumători. Fumătorii activi, fumătorii pasivi da. și mai există o categorie pentru că fumul acela îți rămâne pe haine și particulele acelea îți mai rămân încă 30-40 de minute îmbibate în haine și când te duci ei copilul în brațe, nu faci altceva decât să-i transmiți toate aceste este cumplit. Toxine. Și este cumplit că noi la nivel de umanitate pe această planetă suntem cobai -a acestor corporații. Nu vreau să știu că ai sponsor și nu vreau să supăr pe nimeni, nu, dar, dar, suntem... dar, mi se pare nedrept că noi oamenii știm și acceptăm și o pasăm mai departe generații. Nici nu mai sunt în reclamele la țigări, sunt interzise, nu? Nu mă mai uit la televizor, că eu m-am bucurat că tu mai ai emisiune la televizor. <laughs> da? S și eu mă mir că mai am eu emisiune la televizor, <laughs> că la cât nu mă uit la televizor. Uh, bun, și acum apoi să spui celor care se uită la noi, fie că au 14 ani, 15 ani sau sunt încă mult mai mari, că cel mai bun lucru este să renunți la aceste lucruri că nu-ți fac nimic bine Știi ce am descoperit? Că viața este foarte frumoasă când ești prezent în ea Eu prin alcool mă detașam Și cu țigara, știi că e chestia Și cumva Te duci pe în palalala Dar să stai în realitatea vieții tale A minții tale Este cel mai frumos cadou pe care îl poți primi Și să ai 42 de ani Și să vrei să fii în această realitate Cu un popou de dimensiune asta Viața este și mai interesantă Am zis-o? Știi că eram la iarnă doua o să A, ne-a plăcut, Nadina. M-am că... M-au angajat la TVR. Da. Am ruș, da. M-au angajat la TVR. Discret, ai văzut. Și <laughs> eu nu sunt tocmai omul de TVR pentru că ai văzut, dau din mâini, scot cuvinte pe gură care nu sunt tocmai de televiziunea națională. Și mi-au dat nu o cred. listă, mi a dat o listă cu foarte multe lucruri pe care nu am voie să-l spun și adică să mă mai încadrez și eu cu respect, nu televiziunea națională. Și mă duc în emisiune la o colegă din TVR și zic ce are domne Sula cu prefectura. Și nu mi venea acel că și după zic sau eu n-am voie să zic ceva. Și a zice -am prefectura. Ai -ai să prefectură, da, <laughs> așa, Asta era. <laughs> Bun, da. acum mai ai vicii în afară de jocurile acestea? Pe care le zahărul. Dacă do e posibil, dar se pare că Știi se, pentru că a scăpa e un, de zahăr. Ce este la fel un drog foarte periculos. Este și foarte. Se pare că mult mai greu de scăpat de zahăr decât de uh, cocaină. Sau uh -huh. că e pe aceeași palier. Dar eu mai am la Trânta anul ăsta în 2020 cu zahărul. Mi-ar plăcea să stau doar cu zahărul din natură și nu cu cel confecționat. Uh -huh. Și în rest, doar cu jocurile pe Dacă pe mine, console. Păi mine afla că noua Câți ani are acum? 9 ani. Nu ani și afli că pe la 15 ani se apucă de fumat pentru Vai că o să vină Și o să spună, mama, știi de ce fumez pentru că vreau să fac și o parte din gașca da. care. Nu mă bag în Mi s-ar rupe sufletul și m-aș blama. Sau o să fumeze pe ascuns față de tine, dar o să simți. M-aș blama și. Te aș... simți vinovată? M-aș simți vinovată, evident, pentru că am creat un mediu pentru el în care fumatul să-i se pară normal sau l-am crescut într-un mediu în care fumatul este normal. Și de asta una dintre problemele în societatea noastră este că fiecare dintre noi nu se erijează în lider în comunitatea sa pentru a schimba o fărâmă. Băi, eu mi-aleg să fac curat la, în fața blocului, să nu mai fie gunoaiele astea, să vadă copiii. Eu aleg să trag de mâne, că oamenii când scuipă pe stradă, nu-i frumos să scuipi. No. Eu aleg să spun că a fura nu este o meserie. Ideea e că dacă fiecare încearcă să facă lucruri bune din propria lui inițiativă, se pot schimba lucrurile da. și că dacă încep cu tine e cel mai și important. Și că asta cu fumatul în casa ta sub acoperișul da, știi, tău. Știi ce vreau să te mai nu întreb în perioada, făceai, ah. da, nu. în perioada aia, îți nu, în perioada analize. E, îmi făceam analize. Analize de ce? De sânge, nu? La știu, odată, 15 la... ani își face cineva analize? Nu la 18 ani își face. Ai fumat până la 30 și ceva de ani. A, ah, trebuie să spun cu fumatul, de fapt, că de aici a fost. Uh, am fost la doctor să-mi fac și eu, pentru că aveam. Asta... Da, dar de unde știi tu? Nu, mă gândesc că am Da, Dar întâmplător așa e, că eu vin o vârstă când te transformi în tanti și îți faci analizele. Și mi-am făcut cu radiografie sau cum se numește da. pulmonară, okay. mă duc la doctor și spun doamnei, doamne, doamna, am o tuse, îi spun doctoriței. Am o tuse, nu știu cum, și cred că sunt alergică la pisici. Și femeia face acolo, zice, a, alergică la pisici. La Da, zic, și când fumez mai rău, mai mult, și asta se uită la mine și face, sunteți fumătoare și dați vina pe pisici? Și a lăsat așa, zice, auziți, doamnă, dumneavoastră, nu vă este rușine? Uh, veni, zice așa, ignoranța este foarte periculoasă. Zice, dumneavoastră, este sfumătoare și aveți bronșită, bla, 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 bla. Nu pisicile sunt de vină. Mi-a fost o rușine de am intrat în pământ. Și atunci a zice, stați un pic atunci. Și s-a uitat în radiografia aia și a făcut așa o secundă. Ca și cum a văzut ceva acolo. În secunda aia s-a dilatat timpul și spațiul și a zis așa, dacă ies pe ușa asta și îmi spune că nu mă duc la fundeni, dacă ies pe ușa asta și îmi spune, Doamna Nadina, ați scăpat de data asta, dar dacă. Doar atât să-mi spună, că jur că și-am ieșit pe ușa aia și n-am mai fumat. N-ai mai fumat de atunci? fost sunt înspăimântată. Ăla a fost momentul când. De ce se uită așa? De ce își dă ochelari la o parte? Ce a văzut acolo? Dăm Doamne să nu spune să-mi fac biopsie. Pauzele medicilor câteodată. Și știi ce? Era pe scaunul ăla, mă gândeam, pe scaunul ăsta au stat mulți ca mine. Care realmente au fost i, i, depistați cu cancer pulmonar Doamne, e posibil să fiu eu ăla care Pentru că ți jur că dacă eu sunt ăla care scapă bazma curată de nu data asta fumez. Am, Și n-am mai fumat Oameni buni, ea este Nadin Puteți să o căutați pe Instagram, puteți să o căutați pe Facebook mi îmi place foarte tare de tine și uh, mă bucur de fiecare dată când vii aici Și Mulțumesc. îmi place că ești foarte hotărâtă și știi ce vrei de la viață 40 de ani de mai ții emisiunea Eu tot 40 de ani hotărâtă pe diverse teme voi fi te aștept. Și eu te aștept la TVR din martie. Mulțumesc mult de, de la tot. la 18.35. Mulțumesc. Dăm voie să te iau în brațe dacă tot ai venit astăzi la noi la emisiune.